Tinerii din satele de pe malul Mureșului încearcă să păstreze vii vechile sărbători transmise prin bunici. Așa se întâmplă și la Tăleac, în apropiere de Alba Iulia. Pentru mine această sărbătoare este reprezentată pentru a-mi găsi alesul, pentru a vedea dacă e vorba de un uspăț, dacă o să meargă bine în viață sau de un mort. Pe lângă semnificațiile bune avem și una proastă, ca în ziua de Sânziene, făcând coronița, o arunci pe casă, da? Și pui un nume coroniței respective. Dacă ea se întoarce, în casa aceea va fi o înmormântare. Se mai spune că tot în ziua de Sânziene, dacă arunci coronița pe casă, iar ea rămâne agățată de horn, va fi vorba de un uspăț, de o nuntă și îți va găsi alesul. După cum spune bunica mea, dânsa m-a învățat să-mi fac și eu coroniță în ziua de Sânziene și noaptea să-mi pun supernă pentru a-mi visa bărbatul cu care o să mă mărit, iar dacă nu visez nimic, înseamnă că încă nu știe nimeni ce va fi. Mi-am făcut și eu coronița, mi-am pus o supernă, da, am visat un băiat frumos, înalt, nu-i blond cu ochii albaștri, și după cum zic și bătrânii, am aruncat-o și pe casă. Coronița s-a oprit, asta însemnând că ar fi vorba de o nuntă, de voie bună și de pace. Sânzienele sau drăgaica în alte regiuni reprezintă un vechi obicei plin de magie. De câțiva ani, tot pe 24 iunie, românii sărbătoresc și Ziua Internațională a Iei.